Nașul dumneavoastră de cununie, așa, nu politic, domnul, da, Traian Băsescu, a fost unul dintre mari adversari ai celor două partide care vă susțin astăzi. Ați discutat cu dumnealui înainte de a decide să candidați la primăria Capitalei? Foarte bună întrebare. Foarte bună. Îmi place că mă întrebați de domnul Traian Băsescu, dar nu mă întrebați dacă este să vă referiți la rudele mele, la străbunicul din partea mamei și la străbunica din partea tatălui. Unul a întemeiat parte mare din folclorul autentic românesc, scris vocea, e pe banda sonoră a filmului Baltagu, iar celălalt este Ion Mihalache. Dacă mă întrebați de domnul Traian Băsescu, da, am să fiu cinstit, am avut o discuție cu domnia sa, o discuție lungă, în care domnia sa, ca într-o familie, da, pentru că legăturile private ale unei familii sunt, alea sunt, dar mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta. Stai, ascultați-mă un pic. Nu, mi-a explicat de ce nu e bine. Ce dumneavoastră nu-i spuneți copilului, prietenei, nu e bine, e bine. Ba da, dați sfaturi, nu? Perfect. E, domnia sa mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta, dându-mi niște argumente strict personale, strict umane, da? Lucru pe care, cinstit, l-a făcut și tatăl meu, da? E, n-am ascultat, așa sunt eu. N-am ascultat niciodată și cred eu că mai importante sunt argumentele nu care țin de mine, ci care țin de ceea ce cred. Iar dacă am făcut treaba asta, credeți-mă că n-am făcut-o absolut deloc pentru un avantaj personal. Încă o întrebare. Domnul Sorin Oprescu, fost primar al... Știți ce vă rog? Întrebați-l pe domnul Traian Băsescu la un moment dat, da, ce părere are și dacă mă votează, că l-am luat pe bietul Robert Negoiță, nu la întrebări, dar... Încă o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule Cristoiu, da. Domnul Sorin Oprescu, da, a plecat tot de la Spitalul Universitar, da, și a ajuns primar general. Nu comentăm unde a ajuns în final. Este domnul Sorin Oprescu un model de administrație pentru dumneavoastră? Domnul profesor Sorin Oprescu și eu suntem două persoane total, total diferite. Da? Și din punct de vedere al pregătirii medicale, și din punct de vedere al structurii. Dar avem un lucru în comun. Da? Acolo unde am mers, fiecare în felul lui a fost directorul Spitalului Universitar o perioadă mult mai scurtă decât am fost eu la conducerea acestui spital. Și a făcut lucruri bune. Da? La fel și la Primăria Capitalei. Da, a fost un mandat bun și al dânsului, și al doamnei Firea, și al domnului Traian Băsescu. Acum suntem într-o situație fără ieșire și cred eu că a venit momentul să o rezolvăm. De asta cred că nu putem face niciun fel de comparații între evoluția fiecăruia.